Bună dimineața! În primul rând vreau să vă spun că sunt convins de faptul că foarte mulți români așteaptă ziua aceasta încă din iarna anului 2017, când stăteam în stradă. Mulți dintre români supărați că n-au votat la timp în 2016. Iată a venit ziua când putem să ne transmitem mesajul foarte clar, ferm și mult mai eficient decât stând în stradă, și anume prin vot. Și sper să fie cât mai mulți români care să ia decizia ca astăzi să meargă la vot. E o zi însorită, e o zi în care sunt convins, acum foarte mulți români știu exact de ce să voteze și pentru alegerile europarlamentare, dar și pentru referendum. Sunt convins că acest vot va avea un efect mult mai mare decât acela de a trimite 32 de români în Parlamentul European. Va fi un vot semnal pentru cei care conduc astăzi România și e important să facem acest pas astăzi. Eu am votat la Zalău pentru că de când am drept de vot, aici votez, aici am domiciliu, sunt locurile de care mă simt legat și am vrut să-mi fac datoria de cetățean aici, în locul în care m-am născut. E important oricum să votăm. La alegerile de astăzi se poate vota la orice secție de vot deschisă pe teritoriul României sau în străinătate, la orice secție de vot deschisă de autoritățile române. Important este să mergem la vot. Cu cine ați venit să votați? Am venit cu fratele meu, mama are și a tabieturile ei, o să vină să voteze după ce iese de la biserică. Sora mea cu cumnatul și cu nepotul care votează pentru prima dată astăzi, am plinit 18 ani de câteva luni, ei vor vota la o altă secție. Eu am vrut să votez aici la Zalău și mă întorc la București imediat, trecând prin Cluj, ca să fiu alături de colegii mei care în aceste luni și mai ales în aceste zile s-au mobilizat foarte bine. Simt o mobilizare foarte bună și în orașe, dar și în mediul rural, în sate. Chiar discutam cu colegii noștri de aici, din Alianță, din Sălaj. Oamenii sunt mobilizați și, așa cum vă spuneam, cred că sunt foarte mulți care așteaptă această zi, pentru că în urma acestui vot transformăm în sfârșit și deznădejdea în speranță, dar mai ales putem transforma speranța în fapte, în decizii care pot fi luate în perioada următoare. Sigur, cu ceea ce vom putea face în Parlament, în Parlamentul European, în perioada imediat următoare, dar mai ales semnalul pe care îl vom da celor care ne conduc astăzi. Și eu sunt convins că după acest vot, dacă lumea se mobilizează, vom avea mediul politic, autoritatea necesară să facem schimbările în bine pe care românii le așteaptă de atâta vreme. Mulțumim.